onoarea să vă salut, dragi prieteni, sunt Cristian Român și vă invit la obișnuita noastră călătorie săptămânală la bordul mașinii timpului. Prima parte a emisiunii, știți, o dedicăm acelor chelcășozuri, acelor chestii care au un parfum aparte. O dedicăm pseudoștiinței. O să vedeți la Cronica Șepticului, chiar avem și astăzi, din păcate, ce discuta. În schimb, în partea a doua a emisiunii, vă voi anunța un eveniment extrem de important, un eveniment extrem de important la scară națională, sud-est europeană, poate și mondială. Dar o să vedeți dumneavoastră despre ce este vorba, dacă aveți un picuț de răbdare. În prima parte a emisiunii, nu-i așa, Cronica Șepticului. Acum două săptămâni v-am prezentat extrase semnificative, nu extrase largi, dar semnificative, dintr-o faimoasă carte publicată de două cadre didactice de la o prestigioasă universitate de medicină și farmacie de pe meleagurile mioritice. Tot atunci v-am promis că voi reveni asupra subiectului, de data aceasta cu extrase video. Să vedeți cu autoarea cărții cum stăpânește frumos și elegant lucrurile care țin de această medicină vibrațională. Făcând o paranteză și n-am să încerc să argumentez, vă voi spune următorul lucru. De câte ori veți auzi medicină cuantică, psihologie cuantică, medicină vibrațională, n-am auzit încă psihologie vibrațională, ar trebui să vi se aprindă așa un semnal de avertizare. Tot ce am găsit până acum în acest domeniu, și am mai descoperit niște cărți publicate la noi, am înțeles că sunt niște cursuri post-universitate, la post-universitare, la universități de medicină în care se predă această medicină cuantică și am citit și un ghid de medicină cuantică cumplit. Dar despre el o să vorbim cu alte ocazii. Ideea asta este, asta vreau să vă subliniez. De câte ori auziți sintagma asta, medicină cuantică, vibrațională sau psihologie cuantică, formulări din acestea, nu zic că nu sunt lucrurile în ordine, dar trebuie să vi se aprindă un semnal de alarmă, pentru că aproape sigur, aveți de-a face cu niște năzbâtii colosale. Vom reveni asupra acestui subiect cu alte ocazii, pentru că pseudo asta e foarte răspândită pe la noi. Nu cred că numai pe la noi, dar din păcate la noi ajunge și în mediul academic. Ce rost are un curs post-universitate de medicină cuantică? Întreb și eu. Mai ales când... Dar o să discutăm despre asta cu alte ocazii. Atunci când vorbeam de medicină vibrațională, spuneam că realizatorul emisiunii, de care am dat un foarte scurt citat, este acel faimos personaj care, nu-i așa, romanii sau latinii sunt urmașii dacilor. Mă rog, toată civilizația umană datorează civilizației care s-a născut în mod misterios aici, pe suprafața României. Nu despre asta este vorba în emisiunea noastră, dar v-am spus că el face introducere în emisiunea legată de medicina vibrațională, afirmând niște lucruri legate de faptul că știința se închistează cumva în propriile sale idei și că oamenii de știință luptă cumva, sau comunitatea științifică luptă împotriva vizionarilor, și ni se dădea exemplul cu Galilei, cu Giordano Bruno. Atunci doar am zis așa, din gura mea personală, aceste lucruri, dar vreau să-l auziți pe domnul Roxin, Roxin el însuși, cu carisma, cu capacitatea de a convinge, exact aceleași lucruri.
Vedeți, el o spune mult mai bine decât aș putea să o spun eu vreodată. Bună seara și bine v-am găsit! Lumea științifică a fost din cele mai vechi timpuri și este și acum terenul unui permanent conflict de idei între vizionari și mediul științific conservator, acea majoritate care stabilește viziunea oficială asupra lucrurilor din perspectiva științei. Dacă Giordano Bruno a fost ars pe rup pentru ideile sale prea îndrăznețe, iar Galileo Galilei a fost și el destul de aproape de un astfel de deznodământ, astăzi vizionarii nu mai sunt în pericolul de a fi uciși cu pietre, însă se pot confrunta și astăzi cu multe necazuri, uneori fiind marginalizați de confrații lor. Cu toate acestea, spiritele luminate au înfruntat în permanență oprobiul mediocrității, susținându-și ideile, pledând pentru descoperirile pe care le-au făcut. Progresul s-a făcut în special prin intermediul acestor vizionari. Chiar dacă recunoașterea a venit, din păcate, pentru ei, de multe ori, după plecarea lor în lumea de dincolo. Astăzi, cred că foarte mulți dintre dumneavoastră constată că suntem la o cotitură în mai toate domeniile, evident și în știință. Idei, proiecte, descoperiri care până mai ieri ne păreau de domeniul SF-ului, prin viață și ne forțează să facem salturi evolutive în aparență greu de anticipat în urmă cu câțiva ani. În aceeași situație se găsește și medicina. Cu toată rezistența viziunii oficiale, idei și descoperiri revoluționare ne obligă să ne schimbăm perspectiva asupra sănătății, asupra procesului de vindecare. Da, dragii mei prieteni, acum, vedeți, într-adevăr, vizionarii, ca să zic așa, noi vizionarii, avem o problemă, pentru că nu așa Galileo Galilei, știința nu se poate moderniza, pentru că vizionarii, nu-i așa? Vizionarii, sau mai bine repet, vizionarilor li se dă la cap. Vizionarii sunt stâlciți în picioare. Și nu-i așa, exemplu, Galilei și Bruno. N-a dat el mai multe exemple, pentru că astea sunt clasici. Le aud atâtea ori, încât, ce să mai adaug? Problema este... Și lucrul este evident dacă ți-a pleci ochii asupra istoriei științei. Personajele cu care este populată știința, personajele care apar în manuale, sunt mai degrabă cele care au revoluționat știința. Sunt mai degrabă cei care, exagerând un pic, au dărâmat fundamentele științei de până la ei. Luați istoria, fizici, și veți vedea că așa este. Oameni care au contrazis idei care se rădăcinaseră în vremea lor. Ăștia sunt eroi științei. Într-adevăr, nu poți să crezi că o idee complet nouă și neobișnuită, chiar dacă este corectă, este de la început înțeleasă și acceptată așa cumva cu entuziasm. Este adevărat lucrul ăsta. Nu se întâmplă. Totuși, pe măsură ce dovezile apar, pe măsură ce argumentele se clarifică, pe măsură ce în urma disputelor, uneori de-a dreptul, cum să vă zic eu, scandaloase, exagerând un pic, între oamenii de știință, lucrurile se clarifică încet, încet. Eroii științei, și am zis-o și în emisiunea când îl aveam aici alături de mine pe prietenul Alexandru Anghel. Am zis-o de nenumărate ori. Eroii științei nu sunt cei care confirmă ceea ce se stabilise la un moment dat. Eroii științei sunt cei care infirmă, care contrazic fundamentele științei acceptate în momentul respectiv. Cu puțină răbdare veți vedea că în aproape oricare, cred că în oricare domeniu al științei, lucrul acesta se întâmplă. Lucrul acesta s-a întâmplat deja. Dar, vedeți, sub
acoperișul lui Galilei și al lui Bruno, nu-i așa? Orice care scoate niște năzbâte din cap, orice i-ar veni prin cap, băi, nene, fii atent aici. Păi tu nu așa? Păi și Galilei și cu Bruno nu au fost de acord de aia. Deci eu am dreptate. Teoria mea e bună pentru că Galilei e și eroare de logică pe acelea, nu-i așa? Dar ce contează în lumea pseudoștiinței erorile acestea de logică? Mă întrerup puțin pentru a-mi îndrepta privirea către prietena mea, Loredana. Dragă prietenă, avem publicitatea la și 15? Nu avem publicitatea la și 15. Foarte bine. Un personaj din acestea, dintre acestea, care l-a invocat pe Galilei, este unul chiar de-a dreptul faimos. Nu știu cât știți dumneavoastră de Benvenist, un cercetător francez de o valoare indiscutabilă. Omul a făcut descoperiri în domeniul biologiei, în domeniul medicinei, indiscutabile. Deci un om de mare valoare științifică. El a făcut niște experimente la un moment dat în care demonstra faptul că memorie, apă. Apa are memorie. Și eu și nu vi le descriu experimentele pentru că avem secvență pregătită. O să ne povestească chiar doamna care este coautoarea medicinei vibraționale cum e cu experimentele domnului Benvenist. Dar aici altundeva vreau să ajung. Deci omul s-a dus la revista Nature, băi nene, uite, am făcut descoperirea asta, uite, am făcut experimentul acesta și comitetul, că, vedeți când vrei să publici într-o revistă științifică un articol de știință, trece printr-un comitet de examinare, printr-un proces de peer review, examinare de către egalități între ale științei respective. S-a întâmplat, bineînțeles, rezistența respectivă, omul a fost foarte violent și așa i s-a întâmplat și lui Galilei, Francuz fiind, bănesc că a avut o putere mai mare de convingere și în numărul 333 al revistei Nature din anul 1988 a apărut articolul domnului. I-au publicat studiul realizat de Benvenist și echipa sa de la INSER. Toate bune și frumoase. Numai că la capătul articolului era o mică notă. E o publicare provizorie a articolului, pentru că revista Nature dorește să verifice experimentele desfășurate de domnul Benvenist. Dar haideți să vedem ce experimente a desfășurat Benvenist din vocea doamnei care este, repet, coautoarea cărții de medicină vibrațională. Ați vorbit despre homeopatie. Am să exemplific cu un experiment. El va fi mai ușor de accept, de înțeles. Un experiment al unui imunolog celebru, Jacques Benveniste. El este cel care a introdus, de fapt, termenul de memoria apei. Studia reacțiile alergice la indivizi. Și ca să nu obosesc pe cei care ne ascultă cu prea multe detalii, am să spun doar atât. Avem niște celule care se cheamă mastocite și bazofile. Aceste celule au pe membranele lor niște proteine, niște receptori și când pe acești receptori vin niște imunoglobuline, o anumită clasă, imunoglobulinele E, mastocitele și bazofilele descarcă histamina și apare reacția alergică. Deci, atât să reținem, celula are receptor, pe receptor vine un tip de anticorp și apare reacția alergică. Și Benveniste a separat din sângele unor indivizi alergici imunoglobuline E, acești anticorpii care generează reacțiile alergice. Deci le-a separat. Și apoi a început să dilueze soluțiile. Și a diluat și a obținut 1 la 10
soluția și apoi 1 la 100 și a diluat din ce în ce mai mult, adică în acea soluție a intrat din ce în ce mai multă apă și a fost din ce în ce mai puțin anticorp. Anticorp. Și a diluat așa de mult încât la o diluție de 1 la 1000 sau 1 la 10.000 în acea soluție nu mai exista nici măcar o urmă. Nu exista posibilitatea să existe, să fie acolo nici măcar o moleculă de anticorp. Dar cu toate astea? Dar cu toate astea, când a tratat cu diluția mastocitele și bazofilele, ele au reacționat foarte brutal de anticorp și au declanșat reacția alergică. Deci, practic, este un experiment și acest cercetător a și introdus termenul de memoria apei, care dovedește faptul că apa este capabilă să preia informația și să acționeze ca și cum acolo a fost chiar substanța concretă, fizică, pe care, a cărei informație apa a preluat-o. Deci, acum, dacă, ca să fie și mai simplu pentru telespectatori, avem paharul cu apă din fața noastră, el este apă de la robinet, să spunem, da? Dacă noi transmitem de la distanță o informație că în acea apă este energia sau vibrația mușețelului, da? Apa va prelua acea informație, iar dacă o consumăm, va avea un anumit efect, ca și cum ar fi fost o diluție cu mușețel, așa? Da, dragii mei prieteni, ați văzut, a intervenit și domnul Rosin. Da, spuneam mai devreme, articolul a fost publicat în revista Nature, toată lumea citează acest articol pentru că revista Nature este o revistă importantă. Este o revistă care, nu așa, este în vârful publicațiilor științifice de pe această planetă. Acesta și motivul pentru care Ben Venist a insistat foarte mult să-i fie publicat articolul în revista Nature. Cei de la Nature erau întocmit o echipă din care făcea parte John Maddox, care era editor șef al revistei Nature în acel timp, Walter Stewart, care era chimist și cunoscut pentru investigațiile sale în domeniul fraudelor științifice, și, surpriză, James Randi. Pentru cei care nu știu, James Randi este un magician, este un iluzionist care și-a dedicat o bună parte din activitate demontării. Au o sumedenie de năzbâti. Dacă mai ține minte Uri Geller, cel care îndoia linguri, furculițe, chei, chestii. L-a demontat frumos într-o seară, într-o emisiune de televiziune, punându-l să repete lucrurile pe care le făcea el de obicei în fața publicului, dar în condiții bine stabilite. Despre James Randi v-am mai povestit eu și cu alte ocazii. Mă rog, are mai puțină importanță. Vă rog să remarcați că niciunul dintre cei din comisia trimisă de Nature nu era biolog. Nici John Maddox, nici Stewart, nici James Randi. Pare ceva un dubiu. De fapt, ei nu au verificat rezultatele pe care le-au ținut cei de la echipa lui Ben Venist. Pur și simplu s-au dus acolo în laboratorul lor și au rugat să repete experimente. Au repetat experimentele care confirmau, nu-i așa, memoria apei și în primul set de rezultate chiar erau confirmate datele din publicate în revista Nature. Deci apa avea cumva memorie, chiar dacă diluțiile erau de nu mai era nicio moleculă de apă. E confirmat. Dar au fost atenți cei trei la procedurile experimentale, la metoda experimentală. Și au rugat să apeleze la ceea ce se numește metoda dublu orb. Practic era un lot care era supus
diluții alea homeopatice, în lotul ăla în care era supus apei chioare, apei distilate, și acestea două trebuiau comparate. Numai că ei au adăugat faptul că cel care analiza rezultatele nu mai știa din ce lot e, lotul martor sau lotul care era supus diluției homeopatice. A fost numerotate fiecare fiol, s-a trecut într-un tabel frumos ce tip de soluție a fost folosit, hârtia respectivă a fost împăturită, închisă într-un plic. Aici intervine James Randi cu spectacolul de magie, ca să zic eu așa. Plicul este lipit undeva pe, după ce este lipit cu scoci, semnat de toată lumea, lipit pe tavanul laboratorului și apoi au urmat analizele respective. După ce s-au terminat și pentru fiecare fiolă care de data asta avea numai un număr, nu se știa ce este înăuntru, după ce toate fiolele astea au fost desfăcute, trecute în tabele observațiile, s-au luat și plicul de sus. Ia e ce să vezi, dintr-o dată experimentul n-a mai ieșit, domnilor. Rezultatele erau identice, sau mă rog, statistic vorbind, identice pentru lotul martor și pentru lotul care era supus diluției homeopatice. Ce demonstra asta? Demonstra că metodologia folosită de echipa lui Benveniți nu era bună. Ei n-au folosit această metodă dublu or. Ei doreau să obțină un rezultat. Eu nu zic că au falsificat și nimeni nu-i acuză de falsificarea rezultatelor. Îi acuză doar de faptul că nu au respectat o metodologie strictă în interpretarea și în obținerea rezultatelor, o metodologie care să elimine subiectivismul, să elimine dorința mea de a obține un anume rezultat. Tipul acesta de experimente, că lucrurile nu s-au oprit aici. Bine, a apărut articolul în numărul următor, dacă nu mă șel, a fost numărul din iunie sau iulie din 1988 al revistei Nature, apare și descrierea întregii aventuri a echipei trimise de revista Nature, care infirma rezultatele obținute de Benveniste. Dar lucrurile, repet, nu s-au oprit aici. S-a încercat reproducerea experimentului lui Benveniste în diferite laboratoare, nu s-a obținut, n-a putut fi reprodus nicăieri. Au existat niște, așa, cum să zic eu, mai grabă niște șoapte, că, dar de fiecare dată s-a demonstrat că nu era în regulă procedura experimentală. Eu știu de două ori că s-a reușit confirmarea, să zic, între ghilimele, a rezultatelor lui Benveniste, dar de fiecare dată rezultatele au fost publicate în primul rând în reviste de slabă valoare științifică și în al doilea rând aveau fisuri mari în metodologia experimentală. Și Benveniste, Galilei, nu-i așa? Pățește la el și el la fel ca și Galilei. De altfel, numai faptul că a fost reluat în emisiunea dacologului nostru de mare răspândire națională, dar articolul inițial lui Benveniste e folosit ori de câte o să vorbește de homeopatie și de eficiența ei, dovada științifică, articolul de Nature. Nu ni se vorbește, nu știu, n-am găsit de eșecul repetării experimentului în condiții riguroase, în condiții științifice. Despre asta nu se vorbește. Am găsit niște cărți foarte interesante, mă rog, în apărarea lui Benveniste, exact legate de felul în care cei de la Nature au verificat metodologia experimentală. Și, bineînțeles, aici poate este o greșeală a revistei Nature. Bineînțeles, li se reproșează faptul că nu au avut biologi, medici care să fie în comisia respectivă, ci au venit niște personaje care mai degrabă erau puse să identifice cumva o scăpare, o fraudă. Dar știți care este problema? Indiferent de oamenii care sunt în echipa care verifică rezultatele unui experiment, experimentul trebuie să decurgă, normal, nu? Aveau cum cei trei să influențeze rezultatele experimentului? Nu aveau. În schimb, metoda folosită, da.
poți folosi metode astfel încât să-ți confirm orice îți dorește inima. Bănesc că ne se întâmplă și nouă în viața de zi cu zi. Dar în știință acest lucru este foarte important. Trebuie să folosești acea metodă prin care să elimini sau să reduci la minimum propriul tău subiectivism, propria ta dorință de a descoperi ceva, deși repede, în fața lumii. Astea sunt Galilei de care vorbește Domnul nostru în Dacolog. În spatele tipului acela de afirmații pe care le făcea Dacologul nostru, repet, se ascunde foarte multă pseudoștiință. Orice pseudoștiințific, oricât de năzbătios ar fi proiectul său de înțelegere al lumii, oricând se poate adăpose. Galilei, Bruno și așa mai departe. Lista nu este chiar foarte lungă. Și repet ce am zis și data trecută și o zic de fiecare dată. Ei n-au avut problemă cu oamenii de știință, nici Galilei, nici Bruno. Și cu oarece biserică, nu-i așa? Dar asta nu mai contează, e un detaliu nesemnificativ când vrem să argumentăm, așa că știința e osificată, trebuie să schimbăm paradigmele, să așa mai departe. La dragii mei prieteni, publicitate.